Cnair informează utilizatorii de țelelor de drumuri naționale și autostrăzi că începând data de 1 martie 2024, ora 0, pentru o perioadă de aproximativ 3 ore, emiterea rovinietelor în puncte de distribuție prin intermediul portalurilor web, aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar electronice nu va fi posibilă. Acest lucru este necesar pentru actualizarea informațiilor privind perioadele de valabilitate ale rovinietelor și a nivelului tarifelor pentru acestea în sistemul informatic de emitere gestiune, monitorizare și control al rovinietei. Pentru evitarea aplicării unor sancțiuni contravenționale, utilizatorii rețelei de drumuri naționale au posibilitatea de a achita în avans rovinieta cu valabilitate pentru data de 11 martie 2024.